plutește în aer de bine. De dragobete vrem să vă arătăm cum sărbătoreau bunicii noștri această zi. Aceasta este dovada că poporul nostru are cele mai colorate obiceiuri, care din păcate se uită de la un an la altul. De aceea ar fi bine să nu ne dăm în vânt după valori străine, ci să reînviem tradițiile ale noastre. Astăzi vă îndemnăm să iubiți românește. Ajunși în pădure, băieții adunau vreascuri uscate ca să aprindă focul. Dacă acesta se aprindea greu, bătrânii spuneau că anul care vine va fi secetos. Aceste ce ruguri de dragobete durau până la miază, apoi flăcăii încercau să prindă fetele, iar tânăra care se lăsa prinsă și sărutată trebuia să fie condusă de băiat acasă, acolo unde spre seară se anunța logodna. Și trebuie să menționăm că nunțile se jucau abia în toamnă. Obiceiul în care fetele erau fugărite de băieți se numea zburătorit. Dacă băiatul era iute de picior și o ajungea, iar fata îl și plăcea, se sărutau în văzul tuturor. De multe ori băieții mergeau în satele vecine, chiuind și cântând peste dealuri pentru a participa acolo la sărbătoarea dragobetelui. După hora mare, tinerii începeau să se joace. Principalele jocuri în ziua de dragobete erau săritul după covrig și uscăciunile. De dimineața, mamele de fete coceau turte dulci. Un joc distractiv. Fetele vor ținea inimioara și băieții o strivească cu gura, cu mâinile după spate, să le muște din stermini care primul termină, acela cel mai harnic și ține la fată. De obicei, cine gătea? Și dăruiește un pic. A, sigur. Sărut. Numai decât pe obraz. Așa. Simbolic, frumos. Dar cine de obicei gătea toate aceste premii? Fetele. Fetele coc de cu seară, aceste inimioară cu mama împreună și a doua zi își dăruiesc îndrăgostiților și o turtiță. Apoi fetele legau covrigii de oață, iar băieții trebuiau să-i ajungă și să-i muște. Băiatul reușea să muște covrigul, atunci fata îi datora un sărut. Dacă fetele se întrăceau la cules ghiocei, băieții mergeau de dimineață în pădure ca să adune crenguțe de salcie în mugurită. În poporii se mai spune și mățișori. În ajun de dragobete, orice flăcău care vrea să-și găsească ursita, trebuie să rupă un mănui de mățăguș și să se ducă la iubita sa și să-i dăruiască acest buchet mic de mățăguș în semn de dragoste lor, care semnifică bărbăția flăcăului și curajului și toate celelalte pozitive. Tot de dragobete la sudul țării se alungă iarna din sat. De exemplu, la Tudora sătenii fac un rug mare, se adună în jurul lui și încep a face o gălăgie. Femeile chiuie cât le ține vocea, iar bărbații pocnesc din bice. În popor se crede că acest ritual alungă iarna și gerul din țară. Oh,
se dimbici la